lăsat pe mine. Nici de aia. Fac și gata. Mondod, hogy nem, de ezek az időbántások és szóval a más ritmus, repülés, nyilván ezek minden... Ugyanez meg ott van is. Azért mondom, hogy nem lehet az abot, hogy megtörténjen, de ugyanúgy van. Visszakapcsolatom a telefon? Nem lesz már? Természetesen. Semmi. Akció. Olyan irracionális, hogy vasárnap. Da? Mă numesc Ilie Mândoiu, am 24 de ani, sunt născut în București, crescut în București și încă locuiesc în București. Sunt cel mai tânăr din familia mea, cel mai mic. Am o soră care e cea mai mare și un frate mijlociu. Părinții mei, eu locuiesc cu mama mea acum, părinții mei au divorțat puțin după 90. A fost o febră după revoluție, când mulți bărbați au plecat de acasă. Și deci am rămas împreună cu familia mea la început, în 91, eu cu mama și cu frații. A fost greu, dar a fost bine. Does your family religious? Frații mei n-aș putea spune că da, fiindcă sunt nu tineri, sunt mai mari ca mine un pic, dar sunt și mama mea mai mult. Cu ea mă duceam. De fapt, înainte la Biserica Ortodoxă, în well, do they have any problems with you being a Mormon? Acum nu, dar la început aveau. Să spun cum a fost la început? Please answer in a full sentence, because my question doesn't exist. Oh, ok, ok. N-am avut probleme, n-am probleme acum cu familia mea, dar la început am avut probleme atunci când m-am botezat. Poate și prin faptul că deoarece eram o familie unită, fără un tată, cel puțin eu îi spuneam mamei mele orice făceam, un lucru bun, un lucru rău. Și un lucru bun pe care l-am făcut, că m-am botezat și am devenit membru al Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă, el l-am ascuns. A aflat la 2 săptămâni acest lucru, citind un bilet pe care eu îl scrisesem, și a fost supărat atunci pe un moment pe mine, fiindcă mi-am schimbat religia și a avut o reacție care mie totuși nu mi-a plăcut, dar acum este bine și chiar pentru prima oară, acum o săptămână, a fost o cu ușile deschise sau open house, cum spun mormonii, și pentru prima oară a venit și mama mea la activitatea bisericii, iar a doua zi a venit la biserică, duminica, unde ne întâlneam. I-a plăcut, a spus că îi place că e liniște, că e muzică frumoasă și că oamenii sunt prietenoși. Și deci mi-a plăcut pentru prima oară. Și sper să o ajut să meargă pe mai departe, chiar fiind botezată și astfel să ne unim ca o familie în timpul pentru eternitate. Thank you very much.